Clopoțelul a răsunat în toate satele și orașele. Îmbrăcați frumos, cu brațele de flori și plini de emoții, elevii au pășit într-un nou an școlar. Chiar dacă revenirea la studii este dificilă după vacanță, elevii dau asigurări că sunt gata să cucerească noi culmele cunoașterii. Cei mai emoționați sunt elevii din clasele primare. Pentru ei, fiecare zi e o lecție de viață. Am emoții pozitive, abia așteptam să înceapă anul școlar. Pentru că îmi place foarte mult. Îmi doresc să am numai note bune și să fiu prima la învățătură. Da, eu am emoții. Eu aș vrea să mai lungească vacanța. Eu aș vrea să fie mai mulți colegi noi, să adauge mai multe materii interesante și poate să ne ducem în mai multe excursii. Și adolescenții au mari așteptări de la noul an de studii. Cu toți avem emoții, desigur. Am așteptat această zi să-mi revăd colegii, să-mi revăd profesori. Mi-a fost dor de ei. Sincer să vă spun, am așteptat această zi, deoarece încep o viață nouă, pentru că am venit din Bălți și cred că o să fie foarte interesant. Emoționam, deoarece eu, din experiența anterioară, știu foarte bine că această zi pentru mine este mai degrabă o bucurie, mai degrabă o fericire și, zicem, încă o experiență nouă în viața mea. Mai puține emoții au avut studenții, deoarece la universitate ziua de 1 septembrie nu mai este marcată cu atâta fast ca la liceu. Neobișnuit, în primul rând, adică nu este atâta fast, ne apucăm, se vede deodată că ne apucăm de treabă, trecem peste un 1 septembrie, așa cum a fost în anii de liceu, se vede că călcăm pe o nouă treaptă. În toți acești 3 ani vreau să acumulez cât mai multă informație, să obțin tot ce este mai bun, ca devenind un specialist să pot, la rândul meu, să eman și eu informație utilă pentru alte generații. Nu știu, mă simt ca în clasa 1, nu știu pe nimeni, nu cunosc nimic, dar sperăm că cu timpul o să ne acomodăm și o să fie ca în liceu interesant și o să începem să ne împrietenim cu toți de aici. Cred că venind la această facultate voi avea realizări mari și sper că toate aspirațiile mele se vor realiza și sper să am un viitor. Startul unui nou an de studii a fost dat pentru 340.000 de elevi. 35.000 dintre ei merg în clasa 1.